Vremea ploioasă de ieri nu i-a împiedicat pe comisarii gărzii de mediu Giurgiu să vină la plaja veche să verifice cele relatate de noi în urmă cu două zile. Comisarii vor redeschide cazul depozitului necontrolat de gunoaie de aici. Deși TV Giurgiu a fost singura televiziune care a semnalat o astfel de neregulă anul trecut, vinovații au fost sancționați, însă efectul penalizărilor nu a durat foarte mult, atâta timp cât la un interval de doar câteva luni gunoiul a reapărut. În prezent, comisarii gărzii de mediu nu mai au decât să identifice proprietarul terenului pentru a-l amenda, însă cine este acesta, nici măcar reprezentanții primăriei nu știu până în prezent. Plaja veche s-a transformat din cauza nepăsării unor giurgiuveni și autorităților locale într-un focar de infecție. La o primă privire putem observa cum scheletele animalelor sacrificate, coroanele de flori de la cimitirele din oraș și gunoiul menajer alcătuiesc o imagine dezolantă, formată de giurgiuveni fără pic de simț civic. Toate acestea însă își găsesc rezolvarea doar în baza unor sesizări. Am mers astăzi să cerem un punct de vedere și din partea primăriei. Viceprimarul Liviu Popazu a recunoscut însă că problema gunoiului de aici nu este una nouă și că vinovații de situație sunt și angajații societății întreținerea peisagistică a spațiilor verzi. Potrivit acestuia, în prezent este formată o comisie pentru a depista răspunzătorii acestui caz nefericit. Am la măsura ca întreprinderea peisagistică să facă ordine și curățenie în zonă. De asemenea, pot să vă spun că am format de două zile, cred, o comisie din oamenii care au atribuțiuni în verificarea aspectelor de pe domeniul public pentru a depista mai clar cine sunt vinovații, cine sunt angajații noștri care n-au respectat protocoalele și procedurile privind depozitarea resturilor menajere și altor resturi, resturi vegetale și chiar materiale inerte, și vă promit că vom lua măsuri. Potrivit viceprimarului Liviu Popazu, în aceste zile, angajații societății de întreținere a spațiilor verzi vor curăța în totalitate zona, iar cei ce vor fi găsiți vinovați vor fi aprig sancționați. O altă instituție însă care ar trebui să îi depisteze pe cei ce aruncă gunoi la întâmplare este poliția locală. Deși astăzi TV Giurgiu a dorit să vă prezinte date privind razile efectuate de polițiștii locali la plaja veche, cât și numărul amenzilor aplicate, aici acest lucru nu s-a întâmplat. Conducerea poliției locale nu a găsit timpul necesar pentru a sintetiza atât numărul amenzilor, cât și activitatea din această zonă. Până când autoritățile competente vor găsi vinovații, nu ne rămâne decât să sperăm că astfel de situații nu se vor mai repeta, iar autoritățile locale se vor și autosesiza și nu vor mai acționa doar la sesizări venite din partea presei sau a giurgiuvenilor.